Medicii de familie atenționează că mutarea vaccinării din rețeaua de medicină școlară în cea a cabinetelor medicale de familie ar putea însemna un dezastru. Și asta pentru că părinții nu vor mai veni cu copiii să-i vaccineze, odată din comoditate și, pe de altă parte, din cauza faptului că sunt din ce în ce mai mulți părinți care refuză vaccinarea în urma campaniilor negative în ceea ce privește imunizarea. Chiar și așa, conform legii, nici până acum vaccinarea nu era obligatorie, existând cazuri în care părinții refuzau din diverse motive vaccinarea copiilor. Obligativitatea ar fi foarte importantă, pentru că imaginați-vă ce ar însemna ca părintele, care, după cum am văzut niște interviuri la televiziune, sunt foarte bucuroși acești părinți că au latitudinea să hotărască ei dacă face copilul vaccin sau nu, ceea ce mie mi se pare un lucru extrem de periculos. Problema este că, de la o vreme, există un trend negativ împotriva vaccinărilor și nu știu de ce. Pentru că omenirea asta a fost salvată de foarte multe boli, mii și mii de oameni trăiesc datorită vaccinurilor. De la o vreme se face o campanie negativă, cum bine știți că a fost și în cazul acelui vaccin pentru cancerul de col uterin, și culmea este că prinde, și am auzit nenumărate opinii, că nu au auzit că vaccinul acesta sau ăla sau celălalt este nociv și că ei nu-și vaccinează copiii. Și am și exemple din culese de la colegi, când părinți care au copii foarte mici, deci abia născuți, refuză să-i vaccineze. Și nu avem ce le face. Medicii atenționează că odată micșorat numărul copiilor imunizați, se poate ajunge în situația apariției unor epidemii. Există și vaccinări care le face copilul dacă vrea părintele. Aia este altceva. Dar în cazul acestora obligatorii, sigur că părintele nu se simte deloc responsabil, în primul rând față de propriul lui copil, pentru că ar trebui să-și dea seama că dacă va face o asemenea boală, gândiți-vă la tetanos, la difterie și multe altele, care l-ar putea chiar omorâ. Deci hotărăște pentru un copil care nu are nicio vină, nu poate hotărâ și poate face boala respectivă. Iar societatea va suferi îngrozitor de mult, apropo de aceste epidemii de care vă spuneam. Cred că este prematur a se introduce o asemenea metodă. Sigur, s-au adus argumente că o să fie mai bine monitorizată această activitate, dar, și până acum a fost foarte bine monitorizată, n-am înțeles de ce s-a schimbat acest lucru. Pe de altă parte, unii părinți sunt de acord cu medicii de familie și consideră că vaccinarea ar trebui să rămână în rețeaua școlară. Nu mi se pare normal, totuși la școală se făceau vaccinurile înainte la toți copiii. Și credeți că ar trebui făcut în continuare la școală? Cred că da, pentru că nu toți recurg. Vor merge toți la medic după aia să se vaccineze? Nu cred. Vor avea conștiința asta? Nu cred. Dacă ați avea copil, ați merge cu el la medicul de familie sau ați renunța să-l vaccinați? Nu aș renunța, pentru că vaccinurile le fac permanent când e nevoie pentru copii. Și eu la școală știu că făceam vaccinurile. Deci este normal ca școala să ia atitudine și să vaccineze copiii. Da, deci trebuie prin școală. Școala trebuie să ia atitudine și să vaccineze toți copiii. Sunt și părinți de partea cealaltă a baricadei care sunt de acord cu vaccinarea la medic, mai ales că astfel ar putea refuza imunizarea. Normal. Nu mi se pare normal să fie obligatorie vaccinarea. De ce? Că nu e normal să fie obligatorie ceva ce ține de sănătate. Deci trebuie să fie decizia fiecărui părinte dacă își vaccinează sau nu copilul. Este obligatorie. Atâta timp cât te duci la bazin să înscrii copilul și își cere lista de vaccinări, îți înscrii copilul la școală și își cere lista de vaccinări, este obligatorie. Indiferent dacă teoretic sau practic se spune că nu. Asta veți merge cu copilul la vaccin la medicul de familie? Dacă eu consider că e un vaccin necesar, categoric. Stabiliți dumneavoastră lucrul acesta? De unde luați informațiile în urma cărora să stabiliți dacă e necesar sau nu e necesar? Pe în primul rând de la medic și într-al doilea rând de pe net. E un fel de teoria conspirației, dar nu cred că e total lipsită de fundament. Deci e, da, cu vaccinurile, da, cu vaccinurile și cu obligativitatea. Eu cred că n-ar trebui să fie obligatorii și cu asta. Părinții ar decide dacă vor sau nu, ar dispărea toată nebunia asta cu conspirația, cu lanțurile farmaceutice care fac și Drake și așa mai departe. Măsura de transferare a vaccinărilor a fost luată de la data de 1 iulie și urmează să fie aplicată de la începutul anului școlar 2012-2013.